Bine v-am găsit, dragii mei prieteni! Astăzi vorbim despre senzaționala și misterioasa Lilith pentru fiecare zodie în parte. Este un material pe care nu trebuie să-l ratați, pentru că așa veți înțelege elementele karmice din viața voastră. Luna neagră este extrem de importantă în viața fiecăruia dintre noi. Legenda spune că Lilith ar fi fost prima soție a lui Adam înaintea Evei. Ea era exagerat de independentă și libertină sexuală, așa că a fost alungată din Eden și a fost demonizată. De aceea, Lilith este sexualitatea neînfrânată și puternică. Ea este conducătorul natural al vrăjitoriei și al magiei. Locul ocupat de Lilith în astrogramă indică dorințele noastre cele mai acute, dar poate și cele mai ascunse. Fructul oprit, după care tânjim, ceea ce ne roade, ceea ce ne arde, dar și ceea ce ne oprește în a vedea mai mult în viață. Pentru cei abonați la canalul meu YouTube prin platforma Patreon, am postat ani, începând cu 1940 până prin 2013, în care Lilith intră în zodia voastră ca să puteți identifica mai bine poziția lunii negre la nașterea voastră. Asta vă va ajuta mult în acest material despre misterioasa Lilith și influența sa pe fiecare zodie în parte, funcție de locul ei pe casa voastră natală. Pentru că luna neagră sau Lilith este unul dintre cele mai importante elemente karmice din astrologie și reprezintă lecția fiecărei zodii ce trebuie asumată în această viață. Tranzitul lui Lilith pe harta voastră natală reprezintă un eveniment major. Lilith înseamnă senzualitatea dusă la extrem. Este perversitatea din fiecare dintre noi, recunoscută public sau nu. Este erotismul, pasiunea și dragostea. Lilith este vocea care ne anunță când ne mințim singuri și ce ne provoacă dezechilibru în viață. Ea este asociată cu femeia vampă sau femeia fatală, adică femeia care sperie prin puterea ei bărbatul care este slab și care cedează ușor tentațiilor. Ea este femeia fascinantă, care atrage ca un magnet aproape orice bărbat. Este femeia care are un mister aparte și nu iartă imaginea și imaginația niciunui bărbat. Ea este cea care cunoaște sensibilitățile fiecăruia, dar și potențialul din fiecare persoană. Lilith ne oferă ceea ce ne lipsește și nu vrem să recunoaștem. Este ceea ce se numește paradisul pierdut. Experiențele noastre legate de luna neagră sunt inevitabile și arată fructul oprit din care am gustat măcar o dată. Și normal că trebuie să ne și asumăm consecințele acestui fapt. Lilith ne lovește în punctele noastre cele mai sensibile, cele mai slabe, tocmai ca să fim conștienți de resursele noastre interioare. Dacă există un teren fertil și deschis în anumite persoane, atunci Lilith îi va ajuta să vadă dincolo de aparențe și scoate-l la iveală vizionarii, clarvăzătorii, cei cu premoniții sau mediumurile. Însă, dacă nu găsește ceea ce îi trebuie sau ce îi place, atunci Lilith distruge totul în jur. Distruge părerile oamenilor, relațiile, părerile preconcepute și motivația umană. Pentru că ea aduce marile și cele mai importante eșecuri din viața dacă nu vrei să recunoști sau să fii ceea ce ești tu cu adevărat, adică ceea ce fac mulți dintre noi. Asta pentru că ea nu va recunoaște niciodată niște reguli, deoarece știe adevărul despre fiecare dintre noi și știe care ne sunt încercările cele mai folositoare. Persoanele obișnuite tind să evite casa lui Lilith și testul pe care aceasta îl propune, simțindu-se pedepsiți de divinitate. Dar o persoană evoluată acceptă testul cu bucurie și cu înțelegere și știe că acesta de fapt este o rampă de lansare. Pentru persoanele evoluate spiritual, Lilith le devine prietenă de nădejde și îi ajută în viață, făcând din imposibil posibil, ca un fel de intervenție miraculoasă. Casa unde este Lilith la nașterea voastră este casa în care puteți greși cel mai mult, dar și unde veți suferi cel mai mult.
Lilith este cea mai bună și mai performantă formă de eliberare karmică posibilă în univers. O să vorbim despre Lilith în casa natală a fiecăruia dintre zodii în parte. De aceea este important să vă cunoașteți poziția ei pe harta voastră natală astrală și de aceea am postat pe platforma Patreon anii prin care voi să știți exact unde se afla luna neagră atunci când v-ați născut. Cum despre cei cu Lilith în balanță. Mesajul lunii negre pentru voi este: bogăția nu înseamnă și fericire, nu înseamnă să te simți confortabil cu tine. Și lucrurile în viață nu sunt doar alb și negru, mai există și cale de mijloc. Nu trebuie să micșorați fericirea celor din jur dacă voi sunteți nefericiți. Nativii aceștia își doresc mereu ceea ce nu pot avea. Și dacă printr-o minune au acest ceva, atunci constată că nu le mai place. Sunt persoane sensibile și ușor de rănit. Sunt fascinați de partea ascunsă a lucrurilor și asta îi duce la studierea științelor hermetice sau asocierea cu magicieni, cu diferiți guru, dintre care unii pot fi șarlatani. Luna neagră le va diminua principiile etice sau morale. Vor fi intransigenți, vor fi când la un capăt al balanței, când la celălalt, niciodată la mijloc. Într-o eventuală căsătorie nu vor avea liniște și rare ori această căsătorie va dăinui. Luna neagră caută perfecțiunea în orice și caută ca acest nativ să se perfecționeze continuu. Și când lucrurile nu ies așa cum le gândesc, atunci intervine indecizia și autoprivarea de anumite lucruri care chiar le plac. Femeile cu Lilith în balanță sunt foarte seducătoare și cunosc la perfecțiune limbajul trupului. Dacă sunt respinse, atunci sunt nemiloase, rele, adică dacă ele nu pot fi fericite, atunci nici celălalt să nu fie. O persoană cu Lilith în balanță va avea mult de suferit, datorită nedreptăților cu care se va confrunta pe propria piele. Vor fi acuzate pe nedrept și vor suferi înfrângeri interioare. Aceste persoane vor să împace oamenii și principiile după modelul perfect de viață, care de fapt nu există. Ca să înțelegeți mai bine, Nelson Mandela o avea pe Lilith în această poziție. În același timp, aceste persoane sunt înclinate către diplomație, către mediere, sunt buni vorbitori în public, vor să fie acceptați de cei din jur, vor să fie aplaudați, vor să aibă o familie și mulți prieteni, dar în final se vor alege cu singurătatea. Oricum, sunt persoane senzuale, cu mult simț artistic, creativ și cu un pic de simț de detectiv. Frumusețea femeilor cu Lilith în balanță este recunoscută. Sunt fermecătoare și cochete și de aceea vor fi afectate direct. Fie printr-un partener super gelos, fie prin atacuri de la obsedați sexuali, în general de la un partener sexual agresiv. Astfel vor avea nenumărate așa zise iubiri, multe afaceri sentimentale, unele rămase neterminate. Cam odată la 9 ani vor găsi o nouă relație, unde lucrurile se vor derula exact ca în cea precedentă, adică nici nu învață din greșeli și nici nu schimbă nimic. Oricum, sinele lor ascuns este să fie ori un inventator, ori seducător, ori o curtezană sau un gigolo. Lor li se potrivește cel mai bine un citat celebru din cartea numită Legături periculoase, care în traducere spune cam așa: O, tu femeie, te plângi că eu, bărbatul, sunt infidel, dar fiecare viclenie pe care eu am folosit-o, am furat-o tocmai de la tine. Aici, ea are de învățat niște lecții de viață care țin de conciliere, înțelegere și apărare. În destule situații, acești nativi au o indecizie patologică, adică nu sunt capabili sau nu vor să-și asume luarea unor decizii importante. Le este frică de ambiguitate și le este frică să creeze situații incomode. Deciziile în viață le iau la nivel inconștient.
Le este foarte greu să-și determine poziția în raport cu alte persoane, motiv pentru care comportamentele lor variază, adesea în funcție de modul în care ceilalți, și mai ales partenerul lor romantic, se raportează la ei. Ei se exprimă frecvent ambivalent, considerând că aceasta este calea de a se sustrage complicațiilor. De cele mai multe ori, ca să scape de tot ce nu le place, ei se închid în propria carcasă, așa ca într-o cușcă de cristal, în speranța că nu vor mai putea fi atinși de problemele vieții. Statisticile arată că, într-o altă viață, nativul cu Lilith în balanță a abuzat de puterea socială, dând naștere la o serie de nedreptăți. În același timp, este posibil să existe și la ei o traumă ce ține de inechități sociale și sufletul lor să fie avut nevoie să aleagă între supunere sau rebeliune. Datoria lor karmică este legată de dreptate, de justiție, și vor suferi momente de injustiție astfel ca să schimbe total ideea de echitate în viața asta. Mai există un element de karmă ce ține de atragerea unor parteneri, parteneri magnetici, cu experiențe din alte multe vieți, care vor dărâma regulile și tabourile din existența acestor nativi. Aceștia vor dezvălui fanteziile și părțile întunecate ale voastre. Privitor la sexualitate, asta îi va conduce la alegerea unui partener nepotrivit. Adică, vor face o alegere greșită care le va aduce suferințe. Femeile vor fi amante geloase și pline de temperament și vor avea relații extraconjugale frecvente. În rol de amantă, deseori provoacă divorțul partenerului. Se despart ușor de o relație dacă simt nevoia de libertate și autonomie. Ca și apărătoare a dreptății, ele sunt feministe și apărătoare a drepturilor femeilor. Lilith este și locul în care alții vă găsesc periculoși, demonici, înfricoșător. Ea este instinctul pur, ademenitor, neîngredit, o forță care poate hipnotiza, crea sau, uneori, distruge. Ce se întâmplă dacă energia lunii negre este blocată pe partea negativă? Atunci apare fenomenul de avariție, de supraconsum și de nevroză. În general, Lilith ne împinge să nu-i acceptăm pe alții, deoarece karma ne spune că trebuie să găsim un punct de întâlnire pentru a crea mai multe asociații în această viață pe toate planurile. Deoarece poate într-o viață anterioară persoana care suferă această configurație astrală a dorit să le impună altora individualitatea lor, acordând puțină importanță conceptului de colaborare. Din păcate, cel mai rău lucru care se poate întâmpla în această viață este să cedăm deciziilor și alegerilor oamenilor din jurul nostru, fie că sunt colegi de muncă, părinți, frați, surori sau parteneri de dragoste. Sarcina voastră este să fiți primul care să învețe să aibă încredere în propriile forțe. Dar în același timp trebuie să învățați să dezvoltați relații echilibrate, care să dea multe părți bune evoluției voastre spirituale, deoarece aici este sufletul și conceptul din spatele lui Lilith în balanță. Există și aici trei nivele de putere ale lui Lilith, funcție de gradul matematic al poziției ei, respectiv pe harta voastră astrală. Pentru că știți, fiecare casă astrală din cele 12 arată ca un segment de cerc, împărțit în fix 30 de grade și fiecare planetă sau aspect important pică pe un anumit grad și asta influențează semnificația și explicația. Primul nivel este un grad mic începând de la gradul 0 și este un nivel activ, atunci când o persoană este atrasă de faptele întunecate și rezultatele o satisfac, deoarece este hrănită și susținută de Lilith. O astfel de dependență de influența lui Lilith este mai puternică decât voința și rațiune și merge împotriva programului ei de viață. Aici găsim persoanele nesigure pe ele, care se cred urâte, neatractive, care acceptă cu greu ceea ce sunt. Ele se confruntă cu respingerea, cu rușinea și chiar agresivitatea celorlalți. De aceea, acești nativi vor fi răzbunători și cruzi. La nivelul mediu,
Aceasta este calea mărturisirii și a răscumpărării, atunci când, ca o pedeapsă pentru faptele greșite dintr-o viață anterioară, persoana atrage negativitatea și este pedepsită în același mod în care a păcătuit. Accidentele și evenimentele nefericite se vor ține lanț, dar persoana nu mai cedează tentației și renunță cu bună știință să progreseze în direcția reală a lui Lilith. Aici găsim oamenii care, chiar dacă sunt răniți în viață, o consideră ca pe o lecție și nu caută răzbunare. Își acceptă lecțiile de viață de către divinitate. Și la cel mai înalt nivel, găsim persoana care și-a plătit deja datorile karmice și face o distinție clară între bine și rău. Aici găsim persoanele care și-au înțeles karma și au o înțelegere profundă a ei. Sunt oamenii senini, oamenii deschiși, cu înțelegere profundă a sufletului lor, dar și a celorlalți. Cum trăim cu Lilith în balanță? Gândește-te la ceea ce aștepți cu adevărat de la ceilalți. Și în ce măsură vrei să te implici în relațiile tale? Învață să te bucuri de relațiile tale individuale cu seninătate și cu pace. Caută frumusețea interioară și armonia, nu numai pe cea exterioară. Ca persoane celebre cu Lilith în balanță, vă reamintesc celebra spioană Mata Hari, actorii Radu Beligan sau Jean Constantin, regele Carol I, sau celebra creatoară de modă Coco Chanel, sau artiști precum John Travolta, sau celebrul jucător de șah Kasparov, și să nu uităm pe celebrul Sigmund Freud. Un alt exemplu de Lilith în balanță este fascinanta Eleonore de Aquitaine, una dintre cele mai puternice femei din Evul Mediu. A devenit regina atât a Franței cât și a Angliei. A născut o dinastie masivă și și-a sculptat istoria într-un moment în care femeile, chiar și reginele, aveau puțină putere personală. Acuzată la un moment dat de vrăjitorie, a fost descrisă ca sălbatică și vicleană. A fost una dintre femeile rare care a scăpat de a lăsa un rege pentru altul. A fost renumită pentru că încerca să introducă legi și reguli în care femeile erau egale cu bărbații. Și să nu uit să vă anunț că pe platforma Patreon am postat recent cum să vă schimbați norocul cu ajutorul astrologiei. Și acum vă las pe ecran câteva din titlurile pe care le găsiți disponibile acolo. Veți găsi materiale ca Zidul Plângerii și Biletele cu Dorințe către Ierusalim sau Tehnica celor trei degete, 5 semne care pot previziona dragostea pe harta voastră astrală, Mantra Vindecării, Cine a fost cel denumit Papa lui Hitler, Îndeplinește-ți o dorință, Magia spirituală pentru începători, Ritualul lui Venus pentru iubire, Perspectiva anului 2021 pentru fiecare zodie în parte, Previziunile lumii în desenele animate Simpsons, Ritualul de curățare energetică a Arhanghelului Mihail, Cum să ne ferim de vampirii energetici și multe altele. Cam atât pentru astăzi, dragii mei, și nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube și să dați like paginii de Facebook. Vă pup și vă aștept comentariile despre cum v-a afectat pe voi fascinanta și misterioasa Lilith.